Opa, și a intrat comanda. In 100 yards, continue on to Church Street. Da. Tocmai am intrat online și a și intrat comanda. Să-i dăm bătaie. Foarte aproape. O să vedeți cât de repede ajung la restaurant. Pam 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 pam, am ajuns. Yo. În ultimul timp, ce se întâmplă la restaurantul ăsta, mâncarea nu mai este gata în momentul în care ajung eu. Până acum, primeam comanda, ajungeam, mâncarea era gata, o ridicam și plecam să o livrez. De data asta sper să fie gata. Da, prieteni, cum ziceam, săptămâna trecută a fost vremea nasoală, vânt puternic, nu prea am putut să ies să fac Uber. Cu bicicleta am ieșit puțin sâmbătă și am făcut pană. Eram și cu mâncarea, a trebuit să fug repede acasă cu bicicleta, să iau mașina, să mă duc la client să-i duc mâncare. A fost un haos, ca să zic așa puțin. Norocul meu a fost că eram foarte aproape de casă și de mașină. A durat puțin, a durat, eu știu, vreo 2 minute în plus față de normal. Pentru că a trebuit să mă duc să las bicicleta, să iau cheile de la mașină, în fine. Da, și astăzi am ieșit iară, este luni, vremea este ok. Bine. British weather. Să-i dăm navigare. Oho. 2.3 mile. Comanda, am lăsat-o. Pentru comanda asta am 5,24 lire. Atâta mi-a intrat. Binișor. După cum vedeți, mi-a intrat comanda de la Subway după 2 minute. Dat accept. Da. Bun. Dau pedal la Subway. E la 2 pași. O să vedeți. Oh, și nu mai am baterie la GoPro. Se pare că deja am ajuns la Subway. Bang bang. Ok. Am uitat de alarmă. Am fur singur bicicleta, fraților. Da, încă o comandă de peste 2 mile. Am fost plătit cu 5 lire și 17.
ceea ce este bun, 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 bun. Două comenzi, 10 pounds. În mai puțin de o oră. Deci sunt în target, pentru că am început la 5 și 10, este 6 și 2 minute. Sunt super happy dacă fac 10 pounds pe oră. Vă țin la curent că nu mai am baterie la GoPro, când intră următoarea comandă, îi dau drumul. A intrat comanda. Da, și încep. Gata comanda. Încă n-au intrat bănuții, acum probabil o să intre. 4,52 lire. Deci undeva la 60 de penny mai puțin pentru jumătate de milă. E ok. $14,93. Așteptăm următoarea comandă, doar ce am acum am livrat-o. Vă țin la curent. A intrat comanda de la Subway. Din păcate am apăsat pe butonul de acceptare al comenzii înainte să pornesc camera. Nu v-ați bucurat de sunetul comenzii. 2300. Să vedem, să vedem. Da, 4. 6,29. Oho. Hai că-mi place. Deci sunt într-o oră și 55 de minute și am 21 de lire și 22. Ceea ce este foarte bine. De un sfert de oră n-am mai intrat nicio comandă. Tam, tam. Nu-mi place să stau, așa că trebuie să dau pedală. Da, măi, prieten, așa cum v-am zis, dacă aveți ceva întrebări, opa! Tocmai vorbeam de comandă și a intrat. Să-i dăm pedală. Este vorba de restaurantul ăla african sau ceva de genul. La african. Caribbean Island, bla bla. Ok. Bun că ai intrat. Ok.
Ok, am luat comanda 2800, wow, super lungă distanța. Deci 5.40 pentru comanda asta, m-a adus tocmai în centru Wolverhamptonului. Nasol. Da. În următoarele 20 de minute mai trebuie să fac 4 lire ca să rămân în targetul meu. Fiind în centru aici, sper să-mi intre repede comanda pentru că sunt mai multe restaurante. Nu speram să ajung aici, dar am ajuns. A intrat comanda. Am așteptat 2 minute. Este Little Desert. Aici la două pedale distanță. Tot pe Uber. Când am zis două pedale distanță, chiar două pedale, dar în rest mă duc pe vale. Ok, și să sperăm că o să intru în 30 de pounds cu această comandă. Am preluat comanda, am stat vreo 5 minute aici, să o iau 1.4 mile, zicea, acum sunt 1.3. E bun. Oh, no. Trebuie să iau încoace. Așa. Da, vă țin la curent după ce livrez. 30 de lire, 34. Este ora 8 și 8 minute. Deci eu am exact 3 ore fără 2 minute sunt de când am intrat online. Am o milă de pedalat până la restaurant să ridic comanda. Este o comandă dublă. Ultima pe ziua de azi, aproape sigur. Pentru că s-a făcut târziu și abia mâine o să-mi vină luminile la bicicletă. Am cumpărat lumini, abia aștept să-mi vină. Pe verde până la urmă. O să vă țin la curent cu bănuți. Deci v-am spus că asta a fost comandă dublă. Am lăsat prima comandă la 2100 de iarzi și acum am încă 2200 până la al doilea client. Wow! S-ar putea să fie puțin supărat pentru că are de așteptat puțin. Îmi zice aplicația că ajung la ora 93 minute. Adică încă 15 minute de aici încolo. Ba nu, pardon, încă 11 minute. Să vedem. Sper să fie ok. Vă țin la curent. Deci am încheiat și comanda a doua, exact cum au preconizat ei, cei de la Uber sau, eu știu, Google-ul. La și 3 minute, acum este și 3 minute. 93 minute, sunt sub 4 ore, aștept să văd banii, 7 lire 22. Bun, în total, astăzi 8 curse, 3 ore și 52 de minute, 37 de lire 56. E foarte bine pentru din punctul meu de vedere. Acum rămâne să văd ce spuneți și voi în comentarii. Cam ce așteptări ați avea voi de la acest job? Eu sunt foarte mulțumit, având în vedere că fac și mișcare.
ceea ce este foarte benefic. Nu este un job de bază pentru mine. Aproape 4 ore, 37 de lire, dacă socotim în bani românești, sunt undeva la 2 milioane, cred. 200 de ron. Să vedem dacă intră și vreun tips. Aștept comentariile voastre. Vă rog să apăsați butonul de abonare, like, și vă aștept în clipurile următoare. Salutare!